Întreaga echipă managerială a Inspectoratului Școlar Județean Suceava va fi evaluată de Ministerul Educației. Într-o primă fază, până la finele acestei săptămâni mai exact, inspectorul general și adjuncții instituției sunt nevoiți să se autoevalueze și să își acorde singuri calificative care să reflecte modul în care au administrat școlile din județ în anul școlar 2014-2015. Inspectorii șef și directorul Casei Corpului Didactic Suceava trebuie să completeze câte o fișă de evaluare standard și să facă un raport de analiză asupra activității desfășurate la instituțiile pe care le conduc. Vizați sunt Gheorghe Lazăr, inspectorul general, adjunctele Gabriela Scutaru și Cristina Teodorovici și directorul Casei Corpului Didactic Suceava, Constantin Mărgineanu. Fișa de autoevaluare a inspectorului școlar general conține o serie de indicatori de performanță, acesta trebuind să își aprecieze activitatea din domeniile realizarea diagnozei mediului educațional din județul Suceava, motivarea, antrenarea personalului din subordine, monitorizarea, evaluarea și controlul inspectoratului școlar, pregătirea profesională. Adjuncții vor completa o fișă de autoevaluare cu privire la organizarea activităților compartimentului pe care îl gestionează, motivarea și antrenarea personalului din subordine, relațiile de comunicare, pregătirea profesională. Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea unui calificativ. Astfel, 190 de puncte reprezintă foarte bine și menținerea pe funcție. 89,99 sau 80 de puncte bine și menținerea pe funcție. 79,99, 70 de puncte, satisfăcător și monitorizarea și reevaluarea la un interval de 3-6 luni, sub 70 de puncte, nesatisfăcător și încetarea contractului de management educațional. Cât privește notele primite în anii trecuți, atât inspectorul școlar general, profesorul Gheorghe Lazăr, cât și inspectorii generali adjuncți, profesorul Gabriela Scutaru și profesorul Cristina Teodorovici, au fost apreciați prin calificative maxime de Ministerul de Resort. De cealaltă parte, directorul Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava, profesorul Constantin Mărgineanu, a fost notat tot cu foarte bine de minister. Situația nu va mai fi însă la fel în acest an, cel puțin în cazul Cristinei Teodorovici, adjunctă a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, până la data de 31 august. Acuzată că a instrumentat peste 300 de transferuri ilegale la nivelul claselor a noua, Teodorovici va avea calificativul anual diminuat, după cum au anunțat reprezentanții Ministerului Educației.